Termoneta a dat drumul la încălzire pentru toate cele aproximativ 17.500 de apartamente racordate la sistemul centralizat al Sucevei. Căldura ar trebui să ajungă inclusiv în locuințele răuplatnicilor. Din păcate, sunt câteva probleme punctuale. Blocurile ANL din cartierul Opcin vor avea încălzire abia săptămâna viitoare, pentru că în zonă se lucrează la devierea unei conducte de alimentare cu apă. Nici locatarii blocului T8 situat pe Mărășești nu au avut încălzire marți din cauza unei avarii. Directorul Termonet Suceava, Mugur Corlățean, susține că pentru neplata datoriilor se vor face debranșări, dar nu pe asociații de proprietari sau pe blocuri, ci pe scări de bloc. În prezent se lucrează la grafice de eșalonare a datoriilor. Pe de altă parte, Mugur Corlățean a spus că au fost depuse 400 de cereri de debranșare de la rețeaua publică de termoficare, iar 300 au fost aprobate. Totodată, din estimările Termonet, alți 400 de Suceava s-au debranșat de la rețea fără a avea aprobare în acest sens. Mugur Corlățean așteaptă ca asociațiile de proprietari să ia măsuri împotriva acestora, dar nu a spus ce fel de măsuri. Mai mulți suceveni care doreau să-și pună centrale de apartament s-au plâns la primărie și la presă că Termonet îi poartă prea mult pe drumuri din dorința de a nu le aproba cererile de debranșare. De partea cealaltă, firma de transport și distribuție a agentului termic a comunicat că nu face decât să respecte legea.